O să-i mucim? Da. Că te-ai folosit de asta, mucit. Da. Și acum tu te încerci cu mine și spui așa, ce să mai ne bate în capăt? Din nou, P-O-D este alungit. Da. Deci unghiul P-O-D alungit. Este alungit. Pentru că am prelungit pe P-O traseul respectiv. Da. Este alungit. Și atunci rezultă că măsura lui P-O-D P-O-D cât e de mare unghiul P-O-D? E de alungit. Cât este? 180. De cam 180 de gram. Cum am aflat pe brâuasă, cum am aflat pe brâuasă, măsura, am aflat. Da, măsura lui brâuasă. Care e egală cu 180 de gram. Rezultă că din cele două, rezultă că 180 S-O-T, măsura lui S-O-T este de P-O-T minus așa, P-O-T la longitul, da. Măsura lui P-O-T minus măsura lui P-O-S-T. Adică 180 de grade, da. Minus 180 de grade. Care face? 2, 7, 72. Fac 72 de grade. Deci, iată că am găsit 72 de grade care egal cu măsura lui P-O-R. Da, înțeamnă, egal cu măsura lui P-O-R. Foarte tare. Aceste două unghiuri în care am prelungit laturile dinainte se numesc unghiuri opuse la vârf. Da, da. Da? Deci unghiurile P-O-R și S-O-T. Să zicem unghiurile. Unghiurile. Care? Care? P-O-R. P-O-R. Și S-O-T. Unghiuri opuse la vârf. Unghiuri opuse la vârf. De asta nu ne-am zis la școală. Să zic eu acum. Da. Ele s-au ținut prin prelungirea unghiurilor. Unghiului R-O-P. Deci, unghiul R-O-P care ți se dă, dacă prelungești laturile, semidrepte respective, da. Și de o parte și de alta, obține unghiul opuse la vârf. Da. Și observați, atent că unghiul ăsta, 2 cu cel dat inițial, 72, sunt totdeauna de aceeași măsură. Da. Deci, notează, observați, dovedem de la cită. Unghiurile opuse la vârf, deci unghiurile opuse la vârf au aceeași măsură. Unghiurile opuse la vârf au aceeași măsură. Se zic că sunt congruente. În paranteză, sunt unghiuri congruente. Dacă au aceeași măsură, deci sunt unghiuri congruente. Spune-mi, te rog, unghiul ăsta și cu unghiul, să spunem, ăsta așa, au aceeași origine. Da. Dar nu sunt ele complete? Nu. Nu? Că n-au fost obținute prin prelungirea la unghiul. Da. Trebuie să o duci pe asta, să o prelungești pe cealaltă. Da. Acum sunt complete, da? Deci da. Ăsta cu ăsta. Da, și celălalt cu... Și ăsta de aici cu ăsta de aici. Deci cu ăsta când duce în prelungire, cum erau aici, formează unghiuri opuse la vârf, da? Da. Asta e. Deci, practic, acum am descoperit o nouă noțiune
Noțiunea de unghiul opus la acolo. Și sunt două de două. Da. Deci, iată, unghiul P, O, R și S, O, T sunt opuse la vârf și tot atât de bine... P, O, S cu T, R, O, T. R, O, R, O, T. Da. Notează și restul. Și unghiurile, cealaltă, P, O, S și cu unghiul râuăte, sunt tot unghiuri opuse la vârf, da, două sătări. Și cum au aceeași măsură, cât va avea măsura unghiului râuăte, deci măsura lui râuăte, egală cu măsura? Egală cu măsura lui pâlul ăsta. Egală cu măsura pâlul ăsta. Și egală, am găsit de pâlul ăsta. Tu o să nu știu. Egal 100 grame. Deci la întrebarea, găsiți măsurile celorlalte trei unghiuri, răspunsul, 20 de 108 da, și cel de-al treilea de 72. Asta trebuia să aflăm. Da, este vreo notație pentru unghiuri opuse la vârf. Nu, de cele două unghiuri nu este standardizată o notație specială. Deci, cele două unghiuri sunt opuse la vârf, tu știi în mintea ta dacă am prelungit la lume. Da. Deci, eu am un unghi luat, ăsta este un unghi. Da, și prelungim. Și prelungim asta. Și cealaltă. Și cealaltă. Și formează aceste două unghiuri opuse la vârf. Dar și ăsta la vârf. Eu pus cu ăsta, da? Da. Sunt două perechi de unghiuri opuse la vârf. Ăsta două văzute și ăsta la două. Ceea ce este important este că în jurul lor se fac 360 de grade și dacă știi pe unul din ele, știi și pe celălalt și știi și pe ăsta două că parți diferența, da? Da? Trebuie să-ți dea așa. Un unghi are măsura de 50 de grade. Da. Află pe celelalte trei. Păi, îl prelungim. Da. Și... Atunci, celălalt trei. Ăsta va fi urgent, știu eu. 50 de grade. Da. Și atunci, vedem că dreapta are 180 de grade. Așa. Și atunci, din 180, îl scădem pe 50 și am aflat celălalt unghi. Și atunci, 130. 130, da. Și celălalt care va fi? Tot 130. Tot 130. Este foarte simplu, nu? Dacă știi pe unul din ele, știi pe toate cele trei. Autorul aici, o lasă la vă dau eu unul din ele, află pe celelalte trei. Da. Nu? Asta nu se vadă. Dacă știm chestia cu 180, ai scăzut, sau puteai, pe ăsta știi foarte bine, știi în total cum fac 360, scazi pe cele două și ce îți rămâne pași la doi. Da? Am înțeles. Așadar, dacă ne oprim aici, a fost o discuție frumoasă, cu noțiuni introductive în cine, la geometria în spațiu. Astăzi ne oprim aici, da? O să discutăm o dată.